Mecanismele care fac posibilă existența vocii umane reprezintă o minune a ingineriei acustice. Vocea fiecărei persoane este de fapt o călătorie aventuroasă a sunetului, produs mai întâi de corzile vocale, canalizat apoi prin gât, pentru ca în cele din urmă să ajungă pe buzele noastre și să-și ia zborul în aer. Consoanele cu o frecvență înaltă sunt formate doar cu ajutorul buzelor și limbii, prin colaborarea celor două într-o bogată armonie acustică. Fiecare persoană are o voce unică, proprietate dată de frecvența și puterea sunetului produs. Și chiar dacă pot exista similarități în vocile noastre, totuși până și gemenii identici produc sunete diferite. Principalele două modalități prin care sunt produse sunetele vocilor noastre sunt cu ajutorul corzilor vocale și datorită fluxului de aer împins din torace prin gât și gură. Aceste sunete diferă în funcție de forma și dimensiunile cavităților prin care aerul trece și pot fi controlate cu ajutorul mușchilor gâtului, maxilarului, limbii și buzelor. Bineînțeles, nici din acest proces nu lipsește contribuția substanțială a creierului. Acesta este dotat cu un centru de comandă care trimite instrucțiunile necesare producerii sunetului către toate mecanismele implicate. Acțiunile realizate de creier nu sunt totuși complet înțelese, în ciuda numeroaselor studii. Dar oamenii de știință au reușit să observe că în emisfera cerebrală dominantă a fiecărui om se află centrul așa numitului sistem limbic. Acesta traversează ambele emisfere, conectând mulți centri nervoși ai creierului, la fel ca o linie principală de distribuție a informației. De asemenea, la om, organizarea regiunilor creierului este specială prin sensibilitatea și responsivitatea ridicată la stimuli de tipul frecvențelor, sunetelor și tonurilor caracteristice vocii umane. Revenind la corzile vocale, acestea reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale procesului de producere a vorbirii. Dar au și rolul de a fi mecanismul principal al laringelui în funcția sa de supapă a căilor respiratorii. Ele se deschid în timpul respirației și se închid în timpul înghițirii. Spațiul dintre cele două corzi vocale se numește glotă. Etimologia acestui cuvânt este în limba greacă, iar în traducere înseamnă limbă. Glota este originea vocii. Atunci când vorbim, cu cât intensitatea vocii este mai mare, cu atât distanța dintre corzile vocale crește, iar glota capătă o formă aproximativ triunghiulară. În restul timpului, corzile vocale sunt poziționate aproximativ paralel una față de cealaltă, la o distanță foarte mică. Atunci când corzile vocale sunt închise, aerul din plămâni este comprimat și condus în sus pe trahee, în apropierea corzilor vocale. Când presiunea aerului crește îndeajuns de mult pentru a depăși efortul corzilor vocale de a rămâne închise, glota se deschide, aerul este eliberat, iar elasticitatea corzilor alături de mișcarea aerului face posibilă existența amprentei vocale a fiecărei persoane. Caracteristicile corzilor vocale variază de la o persoană la alta în funcție de vârstă, dimensiunile laringelui sau chiar dimensiunile corpului. De exemplu, bărbații înalți și solizi pot avea corzi vocale ce măsoară până la 25 de mm. Aceasta este sursa vocii de bas. La polul opus, vocile feminine de tonalități foarte înalte sunt produse de cele mai scurte corzi vocale, care nu depășesc 14 mm, unele dintre acestea fiind cu puțin mai lungi decât cele ale unui copil de 10 ani. Sistemul care produce vorbirea are o complexitate impresionantă, dar este pus în valoare de capacitatea care ni s-a dat de a auzi sunetele și de a interpreta secvențele sonore ca pe un limbaj ce transmite un mesaj clar. Oamenii de știință încă studiază tehnicile folosite de creier pentru a interpreta și procesa sunetele, dar drumul spre înțelegerea deplină este provocator. Sistemul fiziologic al vorbirii și înțelegerii acesteia este incredibil conceput. Așa că nu putem decât să recunoaștem că toată înțelepciunea cu care a fost construit se datorează unui creator infinit, Dumnezeu. Mai presus și mai valoros decât orice glas este glasul Domnului Isus, care a vorbit vânturilor și mării, a potolit furtuna, așa că până și ucenicii săi s-au întrebat: cine este oare acesta că poruncește chiar și vânturilor și apei și ele îl ascultă? El este cel al cărui glas are puterea creației și a judecății și înaintea căruia într-o zi orice genunchi se va pleca. Așa că să ne folosim și noi vocile ca să-L lăudăm pe Cel care merită toată slava.